Eveniment rutier grav în localitatea argeșană Lunca Corbului. Doi oameni au fost răniți în accidentul produs pe drumul dintre Slatina și Pitești. Potrivit martorilor, un automobil a intrat pe contrasens, unde a intrat în coleziune cu un alt autotren încărcat cu cărbune. În urma impactului, camionul s-a răsturnat, iar tonele de cărbune au ajuns pe șosea. A intrat direct în dumneavoastră? Da. N-ați mai avut ce face, nu? Avea viteză, credeți? Avea ceva viteză. Direct în mijloc, a sâmbat totul pe acolo. Vede și axa și roata și explozii. Omul aflat la volanul automobilului și sora acestuia, aflată pe scaunul din dreapta, au fost grav răniți în accident. Două victime, pasagere ale autoturismului, se aflau întinse pe asfalt, conștiente, cu posibile leziuni la nivelul capului, una dintre ele și una la nivelul membru inferior. Sunt într-o stare relativ bună, da. Conștienți, echilibrați, însă cu fracturi. Cu fracturi, în urma accidentului. Fracturi deschise. Circulația a fost blocată 10 de minute, iar coțile de mașini s-au întins pe mai mulți kilometri.